împotriva... Împotriva pentru prevederea articolului 133 aliniatul 1, articolul 134 aliniatul 1, litera de articolul 133 aliniatul 1 din codul administrativ și instituția primarului 214 din 25 august 2023 a fost convocată ședința ordinară. La această ședință sunt prezenți 12 consilieri, doamna consilier Geabob Pădic, domnul Patrona și domnul Melinde. Ședința este legal constituită. Toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local din Egipt. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal în problemele supuse dezbaterii să se abțină de la deliberare și dezbatere. Pentru că nu avem președinte de ședință ales, domnul primar va da citire ordinii de zi. Nu știu dacă ați observat, în nou proiect de hotărâre se prevede și alegerea unui supleant în situația în care președintele ales pe 3 luni lipsește să înlocuiască o persoană și atunci acoperim și situația respectivă. Da. Proiectul ordin de zi. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiuni din 18.07.2023. 2. Aprobarea procesului verbal și de exprimare al Consiliului Local din Regiuni din 27.07.2023. 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Regiuni din 21.08.2023. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Hilegiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții din anul 2023. 6. Proiect de hotărâre privind înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Hilegiu, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind dimensionarea corespunzătoare a conductei de gaze ce traversează teritoriul Comunei Vârsănești pentru asigurarea creditului de gaze naturale necesar gospodăriul aparținătoare Comunei Vârsănești, județul Bacău, aflat în Pitațiu, cu ce va limita Comuna Hilegiu, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 22 din 27.04.2023 privind aprobarea implementării proiectului achiziției mașinii de măsură cu mai reducție sub acord. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice produse faza proiect tehnic PPH și a divizului general autorizat pentru obiectivul de investiție de afectare școală S.A. Drăbicești, Comuna Hilegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență pe Moneta 10, fondul local, precum și asumere reprezintând categorie de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 10. Diverse. Nevoie să mă spuneți că e diverse, nu? Nu, asta e... Dacă sunteți de acord cu pentru ordine de zi, cine este pentru, împotrivă, abține, nu sunt. Primul proiect. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiuni din 2013-a 7-a. Dacă sunteți de acord. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 27-a 7-a. Sunteți de acord cine este pentru. 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 21-a 8-a 2023. Cine este pentru? Împotriva, abține, nu sunt. Vă rog să faceți dumneavoastră propuneri pentru președinte. Cine n-a mai fost? 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 Cine n-a mai Așa. Și vă rog să propuneți și un supleant, pentru că trebuie să vorbesc pe noi septembrie. Dar lăsați poate dat în leac afară, nu știu, cineva care e în zonă. Nu, eu. Colaborează. Cine este pentru Măgdălina? Ion. Împotriva, abține, nu se. Da. Dacă îmi permite să vă și ajut domnul Andrei, am înțeles că mai puțin de
proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Legiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții pe anul 2023. Domnul contabil o să... Aici o să vorbesc cum stă situația. Noi avem două contracte de finanțare încheiate. Unul cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în valoare de 1.500.000 lei. La investiția reabilitare școală s-a Trăgugești, Comuna Heleci, pe finanțare de fonduri europene și pentru dotări școli prin UDR. Un alt contract de finanțare încheiat cu Uniunea Executivă pentru finanțarea învățământului superior a cercetării, dezvoltării și inovării, în valoare de 964.655 lei. Se impune rectificarea bugetului și a listei investiții cu sumele respective, deoarece vor avea loc sau vor fi operațiuni și necesit credite bugetare pentru lucrările respective. Totodată, la lucrarea reabilitării școală sat Trăgugești, Comuna Chelegiu, am avut în lista de investiții prins 150.000 din bugetul propriu, din fondurile proprii. Având în vedere că noi am încheiat contractul respectiv pe suma de 1.500.000 de lei pentru fonduri europene, am considerat că acești 150.000 de lei să fie relocați de aici și mutați astfel. Un 60.000 să fie dus pe modernizare și consolidare cămin Heleciu, iar diferența de 90.000 de lei am dus-o la secțiunea de funcționare pentru plata energiei electrice. Da. Dacă sunt întrebări legate de proiectul pe care ați dat domnul contabil, dacă nu, cine este pentru, împotrivă, dacă îmi permiteți, nu sunt voturi împotrivă, nici abține. Pentru că s-a discutat de cele două proiecte, m-aș dori să vină și prezentul un fel sau altul. Sunt două proiecte eligibile, semnate, contractate, scoase la licitație școala de Trăgugești pe 11 de septembrie, adică săptămâna cealaltă luni, este termenul liber de punere a ofertelor pentru construcții. Parte de dotări școli, e un proiect de aproape 1 milion de lei, adică 909 miliarde și proiect la fel contractat, semnat, urmează să fie scos la licitație imediat după ce se termină licitația pentru școală. E vorba de dotări în tot ceea ce înseamnă școlile din Comuna Elegiu, de la mobilier până la parte de electronică. Și aici mă refer la calculatoare, tablete, tablă interactivă și tot ce înseamnă dotări. Asta pentru a asigura și îmi doresc, am vorbit cu domnul director și discutăm zilnic treaba asta, ca școala Elegiu să fie fruntașă în zona noastră. Deja, din rezultate pe care am avut la capacitate, suntem în faci cu zona Cazlăului. Mare Dumnezeu să ne recuperăm copiii pe care i-am pierdut în anii din urmă și cu siguranță ne vom recupera, pentru că eu știu că numai în anul ăsta să întorc, cred că în jur de 4-5 copii știu eu de la de genul, nu? Da, și mai mult vreo 5 veniți la Livesa. Care vin la centru. Lasă școala de Legiu, poate să asigure condițiile necesare pentru un proces instructiv, educativ de calitate, au o toaletă funcțională, o sală de clasă dotate acum, dacă nu știu Dumnezeu, cât mai repede puse la punct, care dau ce profesioniste și care își fac treaba, tinere, echipă tânără la Elegiu, cu ajutorul doamnei doamne, pentru că văd că se practică acum la orice discuție cu domnul lângă noi, cu siguranță o vom scoate la capăt și eu zic că este un cel bun cu ceea ce privește școala. Școala de Trăgugești va intra în reparații, copiii vor fi aduși cu microbune la centru, pentru că nu avem altă opțiune. Am gândit tot felul de opțiuni, să îi ducem la cămin, să împărțim cămin în două, trei săli. Nu, vom rămâne doar pentru partea de vedință la cămin, că sunt copii mici și greu să-i transportăm, iar pe ceilalți vom aduce cu microbuzul la școală, în două schimburi, vom găsi soluții, pentru că școala este mare și în așa fel încât să nu se simtă nicio ruptură de școală, de sat, de familie. Da. Trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale și mai regiul de Bacău. Da. Dacă vă amintiți, acum 3 ani cred că am început mandatul ăsta, mi-am propus inclusiv gazul în Comuna Elegiu. Pentru mulți dintre consilieri a fost o chestie de SF, dar în sensul rău a cuvântului de science fiction, de studiul. Se pare că am avut noroc vis-a-vis de acest proiect. Suntem în cele trecere 12 comuni la nivel de județ care am primit finanțare. Avem o finanțare destul de mică, din punct de vedere, pentru că
și comuna noastră este destul de mare, dar este un început, este o, o chestie care va porni cât de curând. Sunt doar 2 milioane jumate de euro, adică 12 milioane de lei. Reușim, cred că, numai în discuții purtate cu proiectantul, să construim stația de SMR, o stația de distribuție a gazului și bună parte din traseu care îl vom întinde cât vom putea de mult pe drumul principal. Nu știu, pentru mine este foarte important să ajungem măcar până la intrarea în sate, ca de acolo să putem face extinderi și sigur vor fi bani suplimentări, ținând cont că concesionarii sunt destul de interesați, ținând cont că noi avem bănuți și unde să vină ei cu investiția respectivă. Am întins mai mult partea de plătirea, pentru că am fost la un moment dat, așa, în calcul, în socotel, să o abandonăm sau să continuăm plătirea. Era singura șansă a plătirii să ajungă gazul la plătirea. Pentru că altfel, dacă noi acum renunțăm la consumul de plătirea, nu mai aveam șanse din punctul de vedere, pentru că nu știu când Vârstănești va avea odată, dacă nu va avea șansa să aibă un proiect de acest gen, de a la unești să vină către plătirea, este destul de greu. Și atunci am optat să ducem 6-7 km de rețea, practic, care va trece prin comuna Bărsănești. Săptămâna trecută am participat la ședința adânșilor de acolo pentru a cere și acordul lor de a traversa și de a tranzita comuna. Aici mă refer la celălalt proiect cu dimensionarea magistralei. În înțelegerea purtată cu dânsii și pentru a veni și în sprijinul concesionarului într-un fel sau altul, locuitorii, gospodăriile de o parte și de alta rețelei pe 2011 aparținătoare comunei Bârsănești se vor acorda la rețeaua noastră, de aceea comunita respectivă va fi dimensionată ca și cei de la Bârsănești de pe partea de stradă, să se poată pe așa la noi, ca să putem trece dincolo și să ajungem la plătirea atât cât putem, nu știu, spre centru, spre până la pod, până unde vom ajunge cu banii pe care îi avem într-o primă fază. Urmând ca după ce trece din praia, cu siguranță vor fi suplimentări, vor fi extinderi, e mult mai simplu să-ți extinzi o rețea în momentul în care tu o ai deja activă și ai gaz pe ea. Eu nu vreau să pucăresc pe nimeni, nu că vin la regele și vreau primar acum să vă să facă proiectele. Nu. Sunt poetii care își au rolul și așa cum sunt, nici nu pot să spun că vom avea gaz la anul. Departe de mine gândul ăsta. Sunt proiecte care durează 2, 3, 4 ani. Le vom începe, poate cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul nostru a tuturor, vom și începe să le punem în practică, să lucrăm, să mutăm stația, să punem parte din conducte. Suntem în faza de proiectare, am semnat contractul cu firma de proiectare, se va grăbi de aia și urgentăm treburile să depunem cât mai repede, să încărcăm în platformă. Se pare că legislația de astăzi ne avantajează. Putem obține autorizații de construire fără să avem PTH-ul, ca PTH-ul, ca PTH-ul tehnic, să putem obține pe perioada derulării lucrării. Și asta este un mare avantaj pentru care ar fi însemnat 6-7 luni de zile pierdute. Imediat ce urcăm în platformă, scoate la licitație pentru concesionar. Cu siguranță vor fi interesați pentru că sunt unii deja au concesionat cu de gaz. Vivezi, au concesionar tot de gazul și cu siguranță vom și la ELG pentru că și ei au interes să își mărească numărul de utilizatori. Dacă sunteți de acord cu înființarea sistemului de gaze, dacă sunt întrebări legate de sistemul de gaze, cred că urmă... Da, și când credeți că ar începe acest proiect? Eu mi-aș dori și sper să înceapă undeva în vara anului viitor. Sper. Asta în situația în care nu vom avea bețe luate de la, nu știu, de la un concesionar care se prezintă, de la un postor care s-a contestat în ei, eu sper că am fac, dar nu e o regulă. Dacă vă amintiți, doamna Bădit ridicaseră o problemă cu 5 ani, cu 4 ani, pentru că a scut mâna 3 ani, legat de Coțofănești, că aveau... Haideți să l-ați întâmplat pe domnul Dumnezeu. Că aveau pe Coțofănești un proiect eligibil pe POIM. Nici astăzi nu s-au apucat de lucrare. Adică despre asta e vorba, la Coțofănești. Nu știu care e treaba acolo. Adică aveți garanția că vom primi finanțare. Asta vorbim, dacă nu avem finanțare. Am un contract semnat cu Anghel Salin pe 12 milioane de lei. De aici, în forum, nu mai depinde foarte mult. Asta e de apreciat. Noi trebuie să facem doar pași care sunt destul de mult.
ca și perioade, ca și termene, până se finalizează SF-ul, până când scoți la licitație, până când liciteze și concesioneze sistemul respectiv, să vină concesionarul, eu cred că vor veni. Noi acum vorbim doar pe hârtie, nu avem nimic concret. Și nu puțin bani. Ce sunt doar pe hârtie într-un contract semnat cu ministerul. Nu înseamnă că sunt în Ministeria Comunei Regiunii. La fel ca și alimentare cu apă. Pentru că vorbeam de proiecte. În marți, după semnesc contract, m-am finalizat totul. Urmează imediat, în 2-3 zile, să facem o licitație. Cred că contractul cu apă și canalizare pe Grăgeraș și pe Drăgugești va începe mult mai repede decât gazul, dacă mă întrebați. Pentru că suntem cu toți pașii ăștia înainte. Sunt avize tot mai puțin constructorul. În momentul în care se va scoate la licitație, vor trece 25 de zile, se va prezenta un constructor 2, 3, 5. Comisia și cu firma de consultanță vor da valoarea firmei care este... Pentru că nu vor exista contestații. Și chiar dacă vor fi contestații, astăzi legea contestațiilor nu mai e ca acum 4-5 ani în urmă să le permită să țină pe loc lucrările. Nu, sunt niște taxe pe care trebuie să plătești. Trebuie să fii sigur pe tine în momentul în care plătește o lucrare. Din experiența anului ăsta, când sunt mulți bani pe piață legat de Programul Național de PNRR, cred că nu vom avea constructuri la câte lucrări vor fi. Nu trebuie doar energiul a tras 10 milioane de euro, cam atât avem anul ăsta, consemnat contractați. Nu știu dacă vor începe toți pe mandatul meu, poate că se găsește acum altul cuiva, poate mai puțin pentru mine. Eu știu că le-am semnat și că vor fi începute și finalizate așa cum pot fi finalizate. Cred că nu vor fi contestații, pentru că constructorii au de unde să aleagă. Am și la Telegiu, apă canal, au și cei de la Vârra. Păi, am vrea concret, anul o să se ocupă de câștigăm ce lucrări la Vârra. Eu zic că da, dacă nu sunt impedimente, repede, am spus-o și mai devreme, de vis-a-vis de constructor, pentru că marți, azi am primit mail-ul de la Ministerul Dezvoltării. Sunteți la guvernul, sunteți PSD-ul și PD-ul. Brațul ăia cum îi trebuie un lagă și azi din plasă. Sunt etape, sunt zile conform legii. Sunt domnul. Nu am dat prima dată. Ascultă-mă un pic. Nu depinde de noi absolut nimic. Deci nu depinde de nimic. Sunt termeni. În momentul în care se spune la citație, trebuie să treacă 25 de zile până când se deschide oferte. Dacă nu sunt contestații, imediat după licitație, la 10 zile, se dă răspunsul. Apoi se durează de 10 zile până când vine SC-ul și se predă amplasamentul. Dacă stăm și calculăm acolo, deja sunt 60 de zile. Adunate. Eu mi-aș dori mai mult ca tine, mult de tot cinci la masa asta, să înceapă lucrarea de mandatul ăsta. Credeți-vă, pentru că la urmă, merg este al nostru, aștept masă-ți aici. Noi am străbătut și ne-am... ar fi păcat să le aduc, să le contracte la fraier și altul să facă anumită poate. Da? Vom vedea. Mai e un an de zi. Da. Cine este pentru cele două proiecte? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Numărul 7, proiect de hotărâre. Proiect numărul 8, proiect de hotărâre pentru actualizare și completarea anexei la HCL numărul 22-27-4-2023 privind aprobarea implementării proiectului achiziție mașină de măturat Comuna Hilegiu, județul Bacău. Nu vă de acea proiecție pe GAL, pe care l-am aprobat cu... în aprilie. Se modifică la anexa 1 și 2 specificațiile tehnice. Puterea trebuia trecută utilajului între un maxim și un minim. Deci trebuie maxim și minim. Adică nu strict 80 de kW sau așa. În maxim 80 kW sau minim. Și se completează cu o nouă anexă în care sunt prevăzuți agenții economici care vor fi deserviți de acest utilaj. Nu aveam listat, se făcea specificarea în hotărârea de Consiliu că vor fi de servicii agenții economici, dar aici sunt și enumerate de agenții economici care vor beneficia de acest utilaj. Aceasta este noua completare adusă la hotărârea 21. Dar când o să primim? Când o să la achiziționăm. Când o să primim, da. Deocamdată am depus proiect. Deci să semnăm contractul de hotărârea și o perioadă. Da, e bine, acolo. Da, dacă sunt în discuție, că e mă spus. Nu știu, care e reacțiunea ca atenție? Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, abține.
Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază proiect tehnic și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare școală Sartă Răbugești, Comuna Hilegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componența 10, fondul local, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da, e proiect de trecare până mai devreme, legat de reabilitarea școlii de Răbugești, repet, la de 11 termenul liber de depunerea ofertelor, nu s-a depus 11 septembrie, suntem de luni într-o săptămână, dar este ultima zi, e scos la licitație de săptămâna cealaltă, pe din urmă. Deocamdată nu s-a înscris nimeni, de obicei, experiența noastră este în ultimele 2-3 zile acolo, că toți așteaptă la ce se mai înscrie, pentru că înscrierea se face online, se urcă în platformă, nu mai e... Ce de găsit că se ap? Poate să înscrie orice firmă, trebuie să înscrie orice firmă, trebuie să înscrie orice firmă. Cine este pentru? Cine este pentru? Proiect numărul 10. Liber. La diversi, dacă să-mi scrie cineva la sezon. Deci domnul Merinte, domnul Stoica și domnul Suior. Domnul Merinte, vă rog. La mâine încerc, vecinia s-a umplut de câini, o să poți. Au fost adunați odată, apoi ai trebuit. Da, o să... Dar imediat, la câteva zile, s-o... De unde e? Dar toată strada e. Dar nu cu mașinile. Trebuie să luați tot timpul. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Erau 5. 5 erau. Nu, 5-6 se mai știu. Nu m-am imediat, așa. Mari. Dar să-i muncă. Una din cauze e că unii dintre cetățenii din zonă îi rănesc. Deci asta am văzut bun. Deci asta e ținut în zonă, că dacă ei n-ar sta, n-ar avea mâncare... Ziceați că ați mai pus camere. Nu vedeți cine îi dă mâncare. Amen, păi cine îi dă mâncare, dar nu s-o la Mendes pe care îi dă mâncare. Nu s-o la Mendes pe care îi dă mâncare. Care îl abandonează. Nu s-au văzut cine îi aduce sau cum îi apară. Nu, cred că dacă mă întrebați pe mine, e foarte posibil să fie aduși, să aduci cu mașini și îi lasă. E un business asta cu câinești de vagabonți. Nu mă feresc să o spun, în întreaga țară e aceeași discuție, peste tot am fost întâlnit cu primarii, toți au ridicat problema asta. Dacă vă amintiți, acum 2 ani de zile am fost și amendați de către Poliția Animalelor, că nu aveam un contract încheiat cu o firmă autorizată. Am semnat un contract cu o firmă autorizată, ne-am înființat un serviciu al câinilor fără stăpâni și am... Plătim, am și ridicat de 2 ori, prețul unui animal, un câine, trebuie să fie mare, că e mic, ajunge la 800 de lei bucată. Deci dacă îl cumpăram de la, înțelegeți? 800 de lei bucată. Adică e foarte simplu să-i aduc, inghiere, să-i prindă, să-i dau 10 bucăți, să dau 1.000 de lei, în situația în care astăzi vedeți când ducem bani pe un capitol pe altul, doar mai putea plăti proiectări, UZF-uri, lucrările mine pe care putem face în comun. Știți cu toții că trecem pe destul de încurcată vis-a-vis de bani la stat, chiar mă uitam azi, dar nu eram în greu. O să încerc să discut din nou cu firma care a, cu care domnule contract. Sunt mai multe în zonă, și Oreștiu are, și la Caraclou, am văzut acum urcam într-o zi în urmă. Când am fost la Brătila, la Buțănești, la ședința de Consiliu Local, joi, m-am întors pe la Caraclou, când am trebunești. Și acum la intrare în Caraclou, partea dreaptă, e un saifan întins cu boxe pentru câini. Și mai gros. Cred că e simplu, eu nu spun că o face de el sau face altceva, nu știu. E foarte posibil că la Vaslui să ia câini de la Pornești sau undeva, trece pe la Hilegiu și lasă și lasă. Pentru că și noi, și eu am urmărit lucrurile astea. Nu lasă niciodată în centru sau în zone populate, cu gardă la vedere, lasă undeva în câmp. Ei sunt cunoscuți, merg în haide, așa, prin 7-8 câini. Iar acolo, exact cum spunea colegul meu, unde se dă mâncare, ei opresc. Sunt centru clar, sunt magazine, sunt restaurante, ce mai fi în centru ăsta la noi, se mai dă câte o bucată de câine, mai aruncă cineva și stau după mâncare, că sunt animale până la urmă. Da, o să încercăm să... Vis-a-vis de situația asta, o să propun pentru anul următor, dacă o să analizăm cu toții, mai degrabă să solicităm să vină o echipă de medici, să facem o castrare gratuită, dacă sterilizăm, plătim 150 de lei la o cățea,
iar din soia plătim 800. Mai bine sterilizăm o parte din la oameni, la cetățeni care stau strict la noi în comun. Dar dacă sunt aduși și mașinile și lasă în parte. E o variantă. Poate fi o variantă. Să ne ajutăm în timp. Da. E o soluție. Înseamnă că și alții au apărat la soluția asta. Putem încerca și noi. În prima fază, dăm 3.000 de lei și castrăm 20 de cățeli. Uite, care era să nu mai stau în mijlocul la pădure, vă spun trebuie mai important cu oameni, cu alte trebuie. Păi și câine, e o problemă că dacă nu e problemă până nu muști pe cineva. Dar asta e mai simplu, trebuie ca acasă, vei? Să vă având în vedere că ceea ce se întâmplă pe viitor și ceea ce ne spunea mulți în Uniunea Europeană, problema crizei apă. Dacă având să avem în vedere, să avem în vedere o chestie, ceea ce s-a putea, adică dacă am putea prinde niște fonduri pentru reciclarea apei menajere. Nu este la nu fost terționești, am zis, dacă o să putem, o să putem și să fim atenți la chestia asta. Că pe viitor o să fie o mare problemă. Am participat, de exemplu, la o ședință la prefectură exact pe tema aceasta. Deci nu, o să vedeți, o să vedeți, noi... o să fie, nu credeți că e cum, zis, cum a fost la Serbia. O să vedeți, asta nu, o să asta e realitatea. Da. Eu vă spun că azi am fost la Grăbugești pe Vale pentru că pe viitura de aseară, ieri o pare greciu 50 de metri pătrat. Adică este o cantitate enormă în 4 ore, deci ca să înțelegem. Pârâul de la Drăgugești a venit ca o vintură pentru că a plouat destul de repede și a fost destul de mare ploaia, doar pentru o oră cât a trecut vintura respectivă. De la Moravul în sus nu există pârâul astăzi, ca să înțelegem. A trecut vintura aceea, un drumul ăla din balas cum e acolo, l-au făcut graiște, și a dispărut pârâul din nou. Deci asta este enorm. Nu e, nu e o joacă. Primăria Helenciu, indiferent cine va fi aici în fața dumneavoastră, sau primăria Limfezi, sau primăria Sândulei, sau primăria Bârsănești, nu vom avea niciodată apă potabilă din resursele pe care le avem noi astăzi, pentru că nu beneficiem decât de izvoare de suprafață. În zona noastră nu există apă de mare adâncime, despre de la foraje de 150 de metri și acum se forează în alte zone. Sunt zone din Otenea, unii sunt cheize. De alea, v-ai furat 150 metri, apa iese la trafață și fără pompă. Noi nu avem apă. Stăm cu munte de sare, știm cu toții că avem izvoare cu sare, cu apă surfoasă, nu știu ce. Singura variantă, din punctul meu de vedere, și am aplicat-o și la Consiliul Județean și la Prefectură, cu domnul prefect, zile trecute când am fost la ședință. Singura variantă este ca urgentarea refacerii barajului Berș să se facă cât mai repede. Dacă s-ar stabili barajul Berș, atât cât de puțin apă sunt ați dău astăzi, s-ar redresa cât de cât și pânza freatică, plus că din punctul meu de vedere ar putea fi o soluție să ne branșăm acolo, în acea acumulare de apă, să te branșezi. Iar cu o stație tratare iau orice din Marea Moartă și o deseranizează, iau din Dunăre și o tratează. Adică nu, dacă depinzi doar de izboarele... Deci dacă depindem doar de apa din izboare pe care vrei, nu are cum să ajungă oameni. Eu mă mir că anul ăsta noi am avut apă cât de cât în comun. Deci eu mă mir, ținând cont că la Heregiu a secat fântânile, acolo unde sunt păza freatică destul de sus în satul Heregiu. Nu vorbesc de Lei, Drăgugești, Bătira, unde a fost dezastru. Ei, noi pe sursele noastre, cât de cât, cu program, cu câte o oră, cu câte două la o zi, da? În cele trei sate ale comunii am avut apă și am acoperit 86 din sat, să spunem. Sunt zonele care sunt mai înalt, unde n-a ajuns, pe piatră, la teren, la fel unde din cauza căminilor nu au putut trece pentru că au niște regulatoare de presiune. Foarte bine a fost gândit sistemul ăsta, ca să nu se pomnească la coadă, el e calcul la 5 atmosfere. Nu dă drumul nici prea, nici sub. Nu trece apa, e firesc. Nu poți acolo acum să scot aerisitoare de acolo și să nu avem apă și să... Domnul primar, de ce nu faceți cum a făcut domnul primar Clopotaru la Sândulei? Ce a făcut domnul primar? Uitați, spuneați că ei au apă... Cine are apă, domnul? La Sândulei? La Sândulei nu are rețea de apă funcțională, domnul. Domnul, apă, domnule, cum spune dumneavoastră că nu au, dacă v-am zicat tot nu știu. Și vă duc și unul este, cum nu vreau fărat. Imaginea trazerea au fărat. Au o lucrare făcută, lucrează, încă n-au dat drumul la apă, încă se racordează. Ei au avut și branșamente, și acum să avem și noi branșamente la Drăgugești, la Brătira. Încă nu au pornit sistemul nici de apă, nici de canalizare. Chesoanele lor, de acolo am și luat exemplu, pentru că sunt făcute pe Albia Tasleului.
așa vom face noi la Brătila, pe Alga Tasnăului, din ce ieri, în cap, când coborăm la intersecția drumului Văi-Răle cu Tasnăul, acolo vor fi 6-7 puțuri pe care noi le vom extrage și vom duce către... Da, care e pericolul la zonele dintre astea? Ce am pățit acum la Drăgucești, de exemplu, azi noapte? A venit viitura, mi-a colmat tot. Ați înțeles? A venit Tasnăul mare, a spălat tot, a șters totul. Ne trebuie o săptămână, o lună să desfacem, să scoatem piatra, să golim, să refacem și să strică. Ăsta este riscul în Albea Majoră a unui râu Tasnăul, care, vedeți, îl pășește astăzi. Bule, eu sunt născut la Hilice. Eu am 44 de ani, eu am crescut Tasnăul. Eu când eram copil la 7-8-10 ani, eu nu puteam trece Tasnăul dintr-o parte în alta. Îmi luau curentul picioare, nu există. Ei, astăzi eu am 140 de chile, eu să domnule, în partea la altă. Ce vorbim? Să văd pietrele alea, de la săptămâni coare, cum spuneam noi. Criza este majoră. Țara a mai trecut prin crize de apă, de genul. Nu trebuie să intrăm în nici să ne împacetăm, că voi, Doamne, vezi că din poate să-și revină. O să înceapă 2-3 ani în timp, aproape ploioase. Acum au fost 2-3 ani de secetă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe urechi, stăm liniștiți că vor ce se va întâmpla. Nu. De punctul meu de vedere, repet, singura soluție ca apa să o avem în zona noastră și inclusiv Oneștiul să se poată folosi de ea, este refacerea barajului Berceau. Pentru că am văzut că și Oneștiul a primit cu apa acum și Bacău a primit cu apa. M-am dus la Valea Uzului, că am fost de domnul primar la... Dar nu mai există. Deci Valea Uzului îi se pe fundul lacului acolo. Dar ce-au făcut? N-au... N-au anticipat. Că se va întâmpla situația de acum cu criza asta mare de apă și cu secetă mare. Trebuiau să o îngolească ca să umple la acele filtre care erau rupte și erau de 50 de ani, 60 de ani. Și acum nu poți să reușești să mai umple, pentru că apa principală care alimentează barajul, acel râu Uz, e mai mic decât asta unul nostru. Ei, gândiți-vă că din barajul la Uz ia Bacău, ia Oneștiu, ia Târgu cu Ocna, Cotuș, dar să vezi orașe mari. Da, nu există. Da, domnul... Dacă se poate, bine, cu cercetat, sigur, cred că sigur vor fi... A piruzat. Nu știu dacă ia astfel măsură... Păi da, zi, probabil. Și o să fac, o să avem. Dar avem proiecte care se face. Noi, mulți să apară programe care fie în finanțare pe domeniul ăsta. Cu siguranță vom va măsuri. Mă depune și noi. Mă sunt proiecte care se poate să facă. Sunt de finanțare. M-am zis că e viitor. Nu? Ceva finanțare pentru data trebuie să fie. Nu e nimic acolo niciun... Nu? Chiar dacă ar fi fost o măsură... Ai depus proiect. Deci noi avem de mai soare și busuiocilor și bălare. Nu, 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 ascultați-mi ca lumea scăderat. Vă rog frumos să mă ascultați ca să vă fac să înțelegeți. Și busuiocilor, și strada... Populație mai mult. Populație să înțeleagă. Și strada bălare. Sunt partea acelei proiecte depus pe CNI pentru finanțare. N-am primit finanțarea anul acesta. E posibil să primim poate în toamnă. Asta nu înseamnă că dacă ar fi primit, am fi dat drumul la asfalt pe busuiocilor. Din ce cauză? Pentru că busuiocilor este partea proiectului de canalizare. Iar proiectul canalizare este în marți, asta am și spus. O să trecem în canalizare și apoi o să găsim o soluție. La Drăgugeri, în afară de busuiocilor, nu mai am altă stradă de abetonat sau de asfalt. Ai singura stradă de plasă. Am mai rămas pare de pe vale, dar încolo s-a făcut. Și unde e făcut? Pui mai bine decât asta. Ceva, turnați standard de beton care l-ați luat? Eu nu mă pricep. Aveți un standard așa, la punct. Sunt... Limiterea asfaltului. S-a dat timp că sunt deși șantier, firme din care... Litoare, specialiști. De câte ori am luat ceva, nu a fost bun. Oți rupă n-am luat, mai știu, azi nici ușbea. A fost... Un pic semnăm, domnule. A fost întrebarea, a zis că apa, viitura. Acum nu l-am curat, sunt niște depozitări. Nu știu ce acolo, știți dumneavoastră, nu știu ce comentarii acolo. Nu știu, domnule, atât de grăbesc de scrip cambala sfieră și nu știți dumneavoastră ca fiecare. Nu știu, l-am dus eu. Dar ați fost pe bară, ați zis, ați fost și l-am văzut. Le-ați văzut? Am fost și l-am văzut. Le-ați văzut? Și să te văzut dumneavoastră de vedere, ce spuneți de acele puțe acolo? E o umplutură pusă la malul pără. Lasă, dar nu e o umplutură pusă acolo. Dacă nu era pus acolo, e rotat de tot drumul. Și așa era prost drumul. Și înseamnă că este bine. Pentru ceea ce a fost acolo. Bine, pentru unul este foarte bine. Dar cine l-a pus acolo? Dar ce mă trebuia spune el? Nu sunteți consilier local. Sunt consilier, dar nu pus acolo. Vă duc la cunoștință, dar să nu fac poze. Vă întrebați-vă dumneavoastră, mai faceți ceva la nată, din alegeri. Mai întrebați-vă dumneavoastră pe stres. Nu mai pierdeți.
dacă nu ești. Strada Bucureștiului. Îi faceți campanii, domnului primar. Nu, 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 dar nu înțelegeam punctul dumneavoastră de vedere. Nu faceți dumneavoastră campanii sau domnului primar? Da, tot în campanii. Tot în campanii. Da? Prima campanii sunt discuții care trebuie să vă lăsați până la zi. Aș dori... Și-aș dori, după ședință sau până la vreme, să treceți pe strada Bucureștiului numărul 2, să vedeți un alt concurs, să prezint. Cu unul am terminat, că nu sunt bați. Știi cum e România asta? Vreau să mă mai întreb ceva. Mi-a promis de acum 2 ani. Nu, nu sunt bani. Stai un pic. Nu, nu spune așa. Deci proiectul este depus pe CNI. Pentru finanțare. Deci nu avem finanțare la el. Nu că... Dar este... Dar este... Dar este... Am văzut că e aceeași treabă. Deci... Dacă ți-i bani de luați la școală plus acolo și ai zis plus acolo, îi puneți dumneavoastră un ingres. Păi nu vorbim din bani. De bani de surse proprii e una. Și de surse proprii nu-i tot. De din bani oameni. Dar să faci strada la Suiești, nu 600 milioane, o trebuie de venit. Nu, dar măcar de ce? Dar putea până, măcar jumătate, măcar un sfert, unii era poziția mai bună, până la 15 sau undeva. Altceva, mai trebuie. Vreau să mă încercăm să facem pentru bani. Mi-aș gândit că... Surse proprii, dacă e. Am zis o apreciere cu fomii care s-au tăiat de la dispensare. Mi-am promis că anul ăsta va fi... Erau brazi 50 de ani, nu puteți pensa la fără. Vă dați seama, 50 de ani, unii puștea masa de noastră. Cred că aveau 40 de ani. Da, unii masa de noastră din brazie, dacă aveau 100 de ani, vă dați seama, trebuie să aibă un metru cub la 4 metri. Un metru cub la 4 metri. Nu, dar măsurat, dar mai aveți? Nu, cu ce. Depozitatul ăla? Era putre, tot. Tot. Tot, la școală, la copii, să încă. Domnul primar, domnul primar, dacă ziceți că vine... pe acolo, piață, în Valeria. Țineți condomii de la Radam și până la Pătru, Ghirță. Nu mai putem ține cont de nimic. Proiectul este finalizat. Am spus că... Acolo erau și izboarele alea, acolo și... Avantajul Brătinei față de celelalte sate din comuna noastră este că la Brătina sunt niște sute de apă care astăzi încă mai au apă pe ei. Mai multă sau mai puțină. Eu sunt convins că în momentul în care vom da drumul traseul respectiv pe satul Brătila, care, repet, nu va fi la anul, nu crezi că va fi în campania asta și iese din Ghenea primar a șaptea oară defilând. Nu, păi, s-ar putea să fie mai... Vă spun un singur lucru, s-ar putea să fie mai rău când la anul, august, septembrie, vom tăia tot drumul la Brătila, bucatul butat, bucatul, pentru ca să facă branșamente, să facă rețele. Și ați văzut cum înjur lumea pe la Onești, că o strica primarul drumul. Da, da, da. Fă și strica, fă-l numai baga. Înțelegeți? Deci va mai dura. Da, avantajul Brătirei este că sunt niște surse de apă, la fântânele, aici am părut la... Sunt foarte multe zone unde mai poți, la un moment dat, să suplimentezi acea sursă de apă pe care o să o avem existență. Garantat, pomul, când se va plăca rețeaua nouă, îți va accepta într-un fel sau altul să bagi și la acel izvor de la fântânele sau izvorul de numai unde, că sunt câteva Brătirei și care au avut apă până banul ăsta. Anul ăsta au secat foarte mult. Și să știți că eu am rămas surprins, pentru că eu ce e fiecare să pensat. În toată comuna, singura ciușmea care mai lucrează și mai funcționează, cea de la Bumar, acolo, în coarele, în coarele, în coarele, este singura ciușmea care mai lucrează. În 2-3 oase care e legat acolo, ciușmea, atât. Știi unde? Când la soara ta, pe partea dreaptă acolo, este o ciușmea care trebuie să o tragă la mână. Nu și-a potras-o. Deci ciușmea aia curge și acum. Nu mai curge cum curgea cu presiunea aceea de spărgea căldarea, dar curge pe o țeavă de 20 de jumătate din țor, curge. Curge acolo. Da, doar pus eu. Cu extinderea, cu bordele de acolo, cu ceva, toată lumea se plânge că au titlul de proprietate, unde s-a făcut extinderea asta. Trebuie să dați o informație pentru care au titlul de proprietate pe pământ. La mine... Suntem cu ceva sau o problemă, ceva în privința asta? Deci, deci vreau să înțeleg un singur lucru. S-au făcut, au ajuns subornare în vii, la fructifer, în zonele lor care, deci, s-au luat titlul de proprietate. Da. Deci puteți da voi explicați la ceva. Mi-a venit și mie o familie potărnică de la Drăgugești, nu sunt mai multe. Băiat, eu din un singur caz știu. Mi-a adus la cunoștință vis-a-vis de mutarea bornului către ocolul Silvic.
Am avut o discuție cu șeful de ocol, o rămas să mergem în teren împreună, să verificăm. Din punctul lor de vedere, nu are nimeni de ce să fie epancetat, pentru că nu ocolul silvic este al statului român, nu e un lucru privat. Nu e ok. Nu e ok. Dar ce este ocolul silvic? Deci e făcut de cum subornarea asta. Nu are cum să fie. Eu nu cred că cineva poate să ia terenul. Eu vă spun zice. Luați-l pe Aron și Aron a fost pădurat 30 de ani. Și vedeți dumneavoastră cât o vin la Valea e bună. Nu crezi că o face conținută cu bună. Domnul Zărescu, eu vă propun altceva. Nu, nu, aici să vă trebuiți cu totul. Eu vă propun la Curaia, cu bărătă pe Pipeștrea. Nu știu, n-am fost la Curaia. Nu, de asta vă spun. Dar din toată lumea ce a stat în discuție, ce este cu albina să le faci dacă nu le vezi cu ochiul tău. Nu, 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 știu eu, am cerut ca lua cum vreau să aduni cu toate titlurile de proprietate, să vină la primărie că ține ședința, să demonstreze 100 de persoane, cu 200 de persoane, să vadă că au adreptat ei. Vreau să facem adună de dată, să facem adună. Eu propun la... Apropo, ce spune Busiu? Mergeți la rătirea și vă cum vreau să se cunoaște pe aia. Când a fost bună, prima dată și văzut la parte. Domnul Zărescu, hai să programăm împreună. Cu cei care sunt într-o listă, ei nu stă prezent. Când ziceți dumneavoastră? Când ziceți dumneavoastră? Când o zi. Ei nu pot să vină cu borna de din agricultură. Deci, nu mai... Doamne, la noi, la noi. Au venit, la parte. Îi venim de cum să vii, doar ai nu-mi vor de acasă. Deci, ascultați-vă unii. Unii merge, merge, unii nu merge. Când a fost de putere, deci mută borna în funcție de cum crezi copaci. Avea marcă pe chestia asta, domnule, că vreau de domeniul să vă rog. Ascultați-vă un pic, nu pot să țin. Dar să convocăm cu proprietarii și grigocom. Marți. Deci în afară de... Totul dacă nu mai înțelegi. Nero, Toica. Așteptă-mi zic. Deci în afară de marți, când merg la București să semnez contractul la Boșicana, în orice există una care vine, hotărâți voi ziua și ora, eu convoc șeful de ocol în sala de consiliu, nu cu 100 de oameni, nu cu 7 oameni. Voi care nu înțelegeți. Nu cu dovezi, ce oameni o să vină cu dovadă? Dar lasă dovezi, până când îmi vede-o cu ochii mei să rugă mașină pe șeful de ocol și pe tine și pe cei care-i cunosc, mergem acolo. După aceea, dacă vedem că ocolul silvic a făcut acolo, să duce omul de la ocol silvic. Da, așa e bine așa. Așa mi se va mai normal. Până la urmă, ori nu primăria sau primarul sau cineva a venit peste om, ar veni tu șeful de ocol silvic. Nu, este comisii. Apropo, noi am fost unii până aici, și am dat 10 hectare la un sigur pe care s-a băgat cu steaua și au pis pe aia. Nu, 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 joia care vine la ora 11 la primăria aia, nu convoc aici, că nu veniți ca de obicei. Joia la ora 11 și vedem la primărie. Da. Ca să nu discutăm altfel. Da, nu mai convocat, că nu a venit nimeni. Deci joia la ora 11... Dar când? Nu, 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 eu vreau să fiu. Nu, dar nu fac opoziție pentru chestia asta, nu, cu populație. Dar nu e problemă să fac tu. Atunci anunțele tu când și... Da, da, da. Corect. Dar și cu aia, ca un... Dar nu pot să te mână înainte, e bine? Deci ca dacă sunteți voi, nici am ochiul. Deci nu fie bine. Eu nu cunosc hotare, nu știu unde este. Nu, 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 o să vorbesc cu lumea. Domnule, am dat selenul lui pădurea, aveți cu vădurea. Ar se vede bine, pădurea și uiți sus la ea, se vede. Unii au luat alți unii. Dar e un bun, iar tu nici nu știu, dar trebuie să spun eu. Nu, 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 eu loc. Eu am înțeles, dar partea asta. Ei așa au putut. Planul ăsta a crescut de la copaci, gata, o putem mai rapid. Dar dacă funețele pădurite se putea tăia tu ca proprietar cu titlul de proprietate. Acum nu mai poți tăia. Nu mai poți tăia, că dacă de primă de ce să vină. Am văzut și la Oaiu, că am luat pământul ăla de la Delena, am pus schimb, și eu făcut o șansă. Din terenul ăla. Și n-avea treabă după cultul de la Bărbă. Nu am văzut. Aici tot așa am văzut o domnulă. Dar trebuie mers la fața locului, îți spune. Dar buzul la care s-a făcut, acolo trebuie sesizat de proprietate. S-au sesizat și nu știu. Sorin are dreptate. Nu, dar cum o să plăce? Deci, nu l-am pus o dată cunoștință de cineva să vin, dole, bine, mi-o luat pe multul în Sorin. Nu, 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 proprietarul vizicare intrat? Da, opriți... Adică dacă vizicare intrat... De exemplu, am mai intrat în privării. Dar nu mai sunt probleme, deci o dată încheiat o ședință.